Hai, noroc, șerifilor! Vreți un taxi? A? Unde mergeți? În Occident? Ha! Nu se poate, tati, că acum protestez în fața la guvern aici. Mai stați nițel pe aici, că oricum fără noi nu se mișcă nimic în țara asta. Păi ce v-ați face fără noi, taximetriștii? Fără noi nu se mișcă nimic în țara asta. Nu mă credeți? Ha! Hai, bă, să o luăm așa, cu exemple, dacă avem timp cât stăm pe aici. Pe domenii, tati, fiți atenți. Transporturi. Păi există transporturi în țara asta fără taximetrie? Nu există, boșilor? Să zicem că vrei să ajungi undeva, da? Cum ajungi, tati? Cu mașina ta nu se poate, că ți-o rupi în gropi. Stai două zile în trafic și la final nici nu găsești loc de parcare. Cu transportul în comun, te înghesui cu toți săracii și mai dai și peste vreun nebun care te împinge pe șine, Doamne ferește. Cu elicopterul? E da, cu elicopterul se poate, dar doar dacă în ultimii 25 de ani ai ciordit de la stat. Așa, te urci la mine în taxiu, frumos, și o luăm direct pe liniile de tramvai ca mașina aia de la jandarmerie. Nu-ți garantez că te duc viu la destinație, dar măcar te duc. Ajungi. Alt exemplu, sănătate. Ești dintr-un clan de ăsta de ninja din Craiova, da? Vă jucați și voi într-o seară frumos cu săbiile, cum se întâmplă, na? Și faci buba mare. Ce te faci cu metre? Te apuci să chem salvarea? Ha! Doar dacă vrei să mori, bosulică. Salvarea vine în două ore și oricum nu e dotată decât cu paracetamol. Adică are o asistentă, o pastilă de paracetamol la ea adusă de acasă. Nu mai bine vii la mine. Mă rog, nu te urc chiar în mașină, că se pătează bancheta, dar în portbagaj tot se găsește un loc și uite așa, ajungi la timp la spital sau mai bine te duc la un tovarăș de-al meu, de-i zice lumea chirurgul, te scap de toate problemele, ascultă la mine. Nu vă supărați, șeful, sunteți liber? Ți se pare că stai în liber în țara asta? Pleacă-mă de aici, lasă-mă în pace, că am treabă. Educație? Păi ce educație se mai face, mă, în ziua de azi? După manualul de sport al lui ministru genunchi ăla? Păi aia e educație, mă, bosule! Dă-ți copilul să meargă cu mine în mașină o zi și îl învăț ce nu învață la două basterate de-alea străinătate sau cum le zice. Păi îl învăț așa. Economie. Cum să mergi 10 km cu rezervorul gol. Îl învăț matematică, 2 km, 50 de lei. Îl învăț geografia străzilor lăturalnice. Ce cuvânt știu, l-am dus pe unul de la Academie zilele trecute. La geografie îl învăț și că dacii au făcut piramidele. Anatomie, îl învăț toate fetele de pe centură. La religie nu mai zic, am 200 de icoare cu Arsenie Boca. La limba și literatura română, știu, normal că știu, sunt pe felie. Îl învăț 150 de înjurături esențiale fără care nu poți să te descurci în trafic. Și dacă ne mai rămâne timp la sfârșit, îl învăț cum să ia bani de la oameni fără să dea bon fiscal. Taximetriștii, frații mei, ajută și la agricultură. Nene, unde crezi că se duce toată producția României de floarea soarelui și de bostan? Ne acuză lumea că suntem țărani. De ce suntem, mă, țărani? Că ne iubim țara? Să te văd eu ce orășan te ajută să scari porcul tăiat în portbagaj. Crezi că te ajută Uber? Nu te ajută, frate, că ăștia-s toți vegani. Te uiți la ei, unul n-a tăiat o găină în fața blocului sau n-a crescut un curcan pe balcon, ca toți gospodari adevărați. Justiție? Frate meleu, ție ți se pare că mai e justiție în țara asta? Tu nu vezi că au dat drumul la toți pușcăriașii? Eu știu asta la prima mână, că mulți dintre ei s-au angajat direct în taximetrie. Dar pe bune acu, dacă ai probleme cu legea, ce faci, mă? Ce faci? Sunt la poliție? Păi ce-ți face poliția, tati? Crezi că vine așa direct să te ajute pe tine că ești mare șmecher? Nu vine, bă, nu vine. Că n-au nici ei săraci personal destul. Singura lege care contează e legea străzii. Îmi dai un telefon, vorbesc eu cu coleguții, ne adunăm cu niște leviere, bam, judecăm cazul, bam, judecăm recursul, bam, executăm pedeapsa. Ce atâta deranj și cu justiția asta? Tu nu vezi că au corupt-o ăștia de tot? Sau cultură? Bă, cultură, ăsta-i domeniul meu preferat. Că vorba aia, omul fără cultură să o filește ca florile fără apă. De-aia trebuie să uzi cultura în fiecare zi, bă.
Eu mi-am luat o misiune personală să culturalizez masele. Le pun numai clasici, da, mașină, guță, salam, Dan Armeanca, Adi Minune. Vin oamenii, mă, vin oamenii la mine și îmi zic: mersi, nene, că mi-ai deschis mintea. Până acum nu-l ascultam decât pe cocalarul ăla de Andrei Rieu. Bună seara! La maternitatea Giulești, vă rog, naște nevastă mea. Maica. Naște nevastă mea, repede, vă rog. În Giulești? Da. La ora asta? Da, 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 vă rog. Adică tu crezi că e o mijroata din locul ăsta bun ca să te duc pe tine până la Giulești, mă, la 2 km? Ieși, mă, afară! Ieși afară imediat dacă vrei să-ți vezi copilul! Extraordinar! Vedeți? Vedeți, oameni buni? Toți nebunii! Așa mi se întâmplă în fiecare zi. Vedeți, dumneavoastră, noi taximetriștii contribuim la starea de sănătate mentală a populației. Da, conducem ultimele rable, ia uite. Da, spargem semințe, șofăm cu picioarele, dar tragem țepe, e adevărat, tragem și ne purtăm ca ultimii oameni. Dar făcând asta, le aducem aminte cetățenilor că trăiesc în România. Păi ia gândiți-vă, ce s-ar întâmpla, mă, dacă am începe să ne purtăm frumos cu oamenii, să le oferim servicii de-astea de calitate, ar începe să creadă că sunt în Occident. Și atunci când ar ieși din mașina noastră pe o stradă jegoasă cu canalizarea înfundată, ar avea un șoc îngrozitor și probabil nu și-ar mai reveni niciodată. Așa îi ținem mereu în priză să nu se culce pe ureche. Hai noroc, șerifilor! Mă duc și eu că am de fraierii niște japonezi la aeroport, a?